Întâlnirea Sașilor Medieșeni aproape de final. Suntem la Mici și Beri acum. Voi ați cântat două seri. Hai primele impresii. Ai sărit pe masă. Am sărit în, seara, în prima seară am sărit pe masă, ne-am destrăbat. Cred că m-am simțit foarte, foarte bine din cauza că am întâlnit foarte mulți medieșeni de ai noștri cu care m-am întâlnit acum de 25 de ani de când am plecat din Mediaș. Și îți dai seama că și vine adrenalina asta și te bucuri și vezi și lumea cum se agită și deci se întâmplă minuni dacă vezi lumea după 10 ani. Bun, în prima seară ați cântat într-o formulă de așa de blues, adică doar 3. Da. Și am cântat adică ne-am dat drumul cum ar veni. Deci nu ne-am făcut niciun plan, am avut cam setul ăla care l-am făcut la biserică la Mediaș anul trecut. Dar am zis acum îl facem electric, avea căruță, avea basul, eu am avut Gibsonul meu și da, eram liber și am făcut și cred niște piese faine. E o primă cântare sau a fost o primă cântare cu Hanții care a avut ceva probleme de sănătate și a stat departe de voi? Deci cu Hanții am început să cântăm iarăși acum începând de o săptămână sau două, deci repetăm cu el. El se simte foarte bine iarăși și foarte... Deci nu simți nimic că e bolnav sau are ceva deosebit. Și prima cântare adevărată și acum vor mai urma încă foarte multe, cred. Bun. V-am văzut într-o ținută nouă. Da. Ce-i cu pantalonii ăia? Deci e costum tradițional bavarez, nu? Da, e ținută, e un fel de tracht, așa îi spune. Noi am făcut iar check-ul, am făcut testul, pentru că o să venim în România și o să cântăm la Oktoberfest în București și în Brașov și trebuie să fim în ținuta asta, în ținuta bavareză și arată și sexy, e și mișto de tot, mi-mi place. Tu te simți bine în ea? Foarte bine, da, că e lejer, tot e lejer. Poți să bei bere cât vrei, poți să mânci cât vrei, nu se vede, știi? Și e ok. Da, ați făcut ceva schimbări la set, am auzit piese noi, ok, bun, sunt cover-uri, sau, dar rearanjate. Ați cântat 5 seturi aseară, nu? Da. Muzică tradițională germană, nu? Da. Sau așa? E tradițională germană, dar am schimbat un pic. Pentru că muzica tradițională germană e cu acordeon sau cu trompete sau e folk music, cum se spune, numai noi, asta este și trendul aici în Germania. Ei mai intră cu un fel de, spun, folk music cu heavy metal, cu hard rock. Da, la un moment dat stăteam de vorbă cu niște medieșeni la o bere și un medieșean de-al nostru a auzit riff-urile de la Thunderstruck. Da, exact. Și zic, bă, ce ăștia deja au dodat-o pe AC/DC, ce se întâmplă? Da, am văzut că combinat cu Queen, cu alte chestii. Da, noi lucrăm, trebuie să te detașezi de ceilalți, trebuie să faci ceva mai deosebit, pentru că sunt milioane și milioane și milioane de trupe, să spunem așa, și fiecare încearcă să intre pe piață într-un fel. Iar noi la Saș și la românii noștri din Germania suntem cunoscuți, dar totuși avem concurență. Cred că am reușit acum prin stilul ăsta ca să facem ceva deosebit, că prinde bine la public. Bun, și e colegul vostru de trupă din Croația, din Slovenia. Din Slovenia. Acum văd că are un rol nu mai important, dar acordeonul e primordial. Este fenomenal, el este unul dintre cei mai buni instrumentiști din Slovenia. A cântat cu legendarul Slavko Avsenik, care a inventat muzica Oberkrainer. Și deci specialitatea lui este definitiv acordeon. Ai definitiv, nu-l bate nimeni. Și foarte, foarte. Să înțeleg că vă pregătiți pentru august în România. Da, o să cântăm în România. Da. O să fim la sper că la Radio Ring și o să dăm de veste unde suntem. Pot să spun acum că o să fim la Villa Franca în Sighișoara în 5 august o să fim acolo. După aia o să fim în Valea Lungă, în Șeica Mică, în Roadeș, cel mai important, Tavaluga Stiftung, Peter Maffay. El va fi acolo și el. Și cine știe ce se mai ivește, că stăm 3 săptămâni în Ardeal, la Mediaș, și atunci vom vedea ce se întâmplă. Bun, și ați făcut o combinație cu prietenii voștri de la Hangover. De la Hangover, da. Sunt băieții noștri de la Desperado, deci câțiva de la Desperado și Talisman, care și-au dat numele Hangover. Și suntem acum, ne-am prietenit foarte bine și o să ne susțină și o să ne acompanieze tot timpul, deci
tot o să fie cu noi. Bun, și când reveniți? După care, în septembrie sau când e, când e Oktoberfest în România? Oktoberfest ăla o să fie din 5 până în 7 sau din 5 până în 10, scuză. O să fie la Brașov. Și după aia o să mergem, o să venim acasă și din 3 până în 8 o să fie la București. Mai țineți legătura cu prietenii voștri de la Compact? Eu i-am văzut acum în deschidere de la Deep Purple. Da, foarte. Suntem, adică acum cred că prietenia s-a și mai adâncit un pic, pentru că am vorbit cu Paul și cu Coco și ne-am dat, adică ei ne ajută și cu instrumente acum, dacă suntem la Brașov și la București, și Coco a zis de ce aveți voi nevoie, vă ajutăm. Și noi și invitați să cântăm în Piața Mare în Brașov, când o să fim acum în septembrie, să cântăm cu ei, că ei sunt exact în sâmbătă aia când cântăm noi, vor concerta și ei acolo. Și am zis clar, Lederhosen și Kvece și și vagă, o să vină lumea. Dacă vă organizăm un concert la media și urcați pe scenă? Urcăm. Dacă suntem deja la acolo toată trupa, de ce să nu urcăm? Aia ar fi fenomenal. Absolut. Lucrați la material nou? Da, lucrăm la material nou, avem piesele vechi care le prelucrăm și acum eu am început să compun câteva piese care sunt aproape gata și demo-ul e deja gata, făcut, durează un pic pentru că îți dai seama, avem și alte lucruri de făcut și eu mai am încă alte proiecte cu Burgers Even și mai cheamă lumea să mai cânt la un concert, să mai ajut la o chitară, să mai fac ceva, dar lucrăm definitiv. Ai fost de curând în Spania într-un studio. Da. Multă lume te-a zis că ai fost la plajă. Pentru că sunt... Ce ai căutat acolo? În Mallorca sau în primul rând, da, în primul rând am vrut să mă scap de vremea asta din Germania, că a fost frig și a plouat. Și într-al doilea rând am fost invitat de un cunoscut, care am cunoscut la Peter Maffay. E Tony Torres, îl cheamă, și el are un studio în Mallorca, în San Pablo, și am fost invitat de el ca să facem un jam, ca să ne cunoaștem mai bine. El este foarte bine cunoscut cu câțiva muzicieni din trupa lui Peter Maffay și a zis, hai la noi, poate băieții sunt aici, facem un jam session, una alta. Și eu am zis, no, dacă chiar atunci în weekendul ăla am liber, hai că vin. Și m-am dus dincolo, am făcut un pic de plajă, am cântat un pic. Cu Cripple Creek Band ce se mai întâmplă? Că am văzut niște fotografii de la un festival. Da. Da. Cripple Creek Band este, ne mai cântăm anul ăsta și o să cântăm și la FACAMC în Austria, la cel mai mare festival de Harley Davidson în septembrie, și vor mai fi niște concerte până în decembrie și după aia cred că o să facem o pauză, pentru că piața country aici în Germania se cam decade și vrem să facem pauză ca să ne revenim și după atâția ani, 20 de ani, mai vrei să mai faci și altceva. Și de aia am zis și acum trupa, deci nu se destramă, se rămâne așa, dar o să facem o pauză, definitiv. Ce le transmis mediașenilor? Petrenul tău de mediaș. Mi-e dor de voi, ca de obicei, dar mă bucur tare mult să vin în august și sper că dacă vom reuși să cântăm în mediaș, dacă se face concertul acesta, m-aș bucura să-i văd pe toți prietenii mei și viitorii mei prieteni și cunoscuții mei și tot să vină, și vă iubesc!